Deci a trăit o experiență de coșmar. Deci s-a angajat pe data de 5 cu salariu cu astea, nu se știe, și în toate aceste zile un program de 18 ore pe zi nu a mai făcut față. Au fost tratate ca niște animale. Deci nu avea voie să mănânce nimic, nu avea voie să bea nimic. Erau ținute în soare ca să cheme clientela din dregaică, să servească micii la domnul zis patron, cel mai tare patron din Buzău. Și la un moment dat, după 12 zile de coșmar, am hotărât să o luăm. Ce să vă mai zic? Deci avea rația de 10 lei pe zi. Și, bineînțeles, îi rămânea marfă nevândută. De 4 zile le-a dat carne stricată să o mănânce pe aia din frigider. I s-a spus că nu-i va da niciun ban. Deci, după 12 zile de muncă silnică, sclavie, a luat-o de umăr, a aruncat-o peste o masă și a zis că dacă asta consideră ea să prostii de astea, cuvinte obscene care i s-a adresat și nu numai ei, la tot personalul.